Paulo! Vai! Vai! Vai, Duque! Ajuda! Vai, suporvo! Vai! Duque! Ajuda! Fui, Duque! Esquive! Vai, cabeça avançada! Entra, entra! Vai! Ajuda! Vai, Chines! Contém, pai! Bravo, mano! Bravo! Meciul de astăzi a fost unul dificil, ținând cont că suntem la început. Noi nu ne știm încă pe teren, nu ne cunoaștem, facem de o lună jumate împreună. Trebuie mai mult antrenament și să jucăm colectiv, să ne ajutăm unii pe alții pe teren. E un sport nu prea popular în România. Da, deoarece mulți au teamă când intră pe teren, ei cred că este doar contact, dar nu e așa. Este și viteză, este și viteză, forță. Viteză, forță, tot. Profesor, la început echipa de juniori, a fost un meci greu cu adversarii. Da, într-adevăr, da, până a fi un meci greu, a fost un meci frumos. Da. Și asta ne bucură. Intenția mea inițială a fost că să încercăm și să demonstrăm că dorim să facem ceva. Să facem ceva pentru acest sport nobil, dați-mi voie să-l numesc așa, care este rugby. Am, fiecare început are un început. Deci mi-am permis să fac acest meci la acest turneu cu juniorii, pentru că trebuia făcut acest meci și ca atare l-am făcut. Am, că a ieșit bine, că a ieșit mai puțin bine, asta e altă problemă. Ceea ce înseamnă că ne vom mobiliza. Ne vom mobiliza în continuare și primul pas deja fiind și a fost făcut, vom continua. Vom continua și mai bine decât ceea ce a fost. Un sport nu tocmai popular. Ei, nu. Aici greșiți, dați-mi voie să vă contrazic. E un sport popular, și mai bine zis, la nivel de municipiu a fost acum 45 de ani când a luat ființă. A fost un sport destul de popular, că între timp s-a plafonat și dorința și intenția de a face sport, asta e altă poveste. Ceea ce vrem să facem noi este să reînviem acest sport, care pentru noi totuși, să știți că este popular. Hai băieții, hai Alba! Da și mie! Haideți! Hai, Cristi!
Dă-le, Rica! 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 Dă-le, R